În această dimineață alături de mine este domnul Dan Grițcoșev, Direcția Generală Intervenției IGSU. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața, bine v-am găsit! Trebuie să menționăm că acum câteva zile v-ați întors de la Sibiu, acolo unde ați avut un exercițiu planificat alături la fel de persoane calificate și bine pregătite din aproximativ 5 țări din Europa, alături de care ați simulat cum ar trebui să luptăm împotriva incendiilor de pădure și, desigur, împotriva inundațiilor. Vreau să vă întreb inițial cât de multe persoane au fost de la noi în România la aceste exerciții. Da, așa este. Duminică, noaptea, duminică spre luni, am întors de la un exercițiu, se numește EU-MODIC Sibiu 2022, un exercițiu care a fost axat pe tematica inundațiilor. Acolo am participat cu 10 autospeciale din partea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și cu efectiv de 36 de persoane. Și cum ați menționat și dumneavoastră, au fost echipe participante de 5 țări, inclusiv și noi. Inclusiv și Republica Moldova. Nu este primul exercițiu comun, trebuie de menționat acest aspect, un exercițiu planificat la care trebuia să participăm, astfel încât să câștigăm și din experiența altor țări. Ce învățăm de fapt în urma acestor exerciții? Da, cele mai importante scopuri la aceste exerciții sunt cooperarea, în primul rând, interoperabilitatea, ne testăm propriile capacități, ne testăm propriile proceduri și standarde și ne străduim și le încercăm să le aliniem la nivelul european, astfel încât să putem să colaborăm pe viitor foarte ușor și simplu la nivel de proceduri cu colegii noștri. Inspectoratul General de Situații de Urgență are persoane calificate pe toate segmentele, lucru deja cunoscut în toată țara, însă urma acestor exerciții, din ce îmi dau seama și în urma colaborării și cu alte persoane la fel de calificate și din alte țări, reușim să învățăm și alte forme de a acționa. Exact, așa este. Deci aceste exerciții, scopul lor principal nu este partea operațională, să arătăm. De exemplu, aici am fost cu un modul de pompare de capacitate înaltă. Scopul cel mai important nu este să arătăm cât de mult sau cât de repede sau cât de bine pompăm apă. Nu e un concurs. Nu este un concurs. Scopul principal este, cum am zis, schimbul de informații, schimbul de experiență și cooperarea. Învățăm să cooperăm. Și noi trăim într-o zonă, apropo, periculoasă, pentru că în această zonă, din câte cunoaștem, au avut parte și de inundații. Din fericire, în ultimii ani aceste inundații nu au fost atât de prezente, dar să ne reamintim ce s-a întâmplat și acum 10 ani, sau cel puțin în ultimul deceniu, și atunci trebuie să fim pregătiți de fiecare dată. Exact, așa este. În 2008-2010 au fost ani în care am avut inundații puternice și absolut tot efectivul inspectoratului a participat la lichidarea consecințelor acestora. Din acest motiv trebuie să fim mereu pregătiți și mereu facem asta, mereu ne antrenăm, exersăm, participăm la toate exercițiile posibile la nivel național și internațional. Bine, făcând referire la acele persoane care au fost în România acum la acest exercițiu comun, în momentul reîntoarcerii în Republica Moldova, sunt ele obligate pentru a transmite și celorlalți ceea ce au învățat acolo, astfel încât cât mai multă lume să fie pregătită în cazul unei situații excepționale? Da, evident. În primul rând, urmează ajustarea bazei normative. Ceea ce urmează ca această experiență să fie împărtășită cu toți. Mai mult de atât, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și atât și țara, Republica Moldova, a depus cerere de aderare la mecanismul de protecție civilă a Uniunii Europene. Și acum suntem, în primul rând, în proces de operaționalizare a 3 module diverse internaționale de pompare de capacitate înaltă, de stingerea incendiilor de pădure și de căutare salvare urbană. Și astfel urmează să stabilim propriile proceduri naționale, care vor fi împărtășite cu absolut tot efectivul inspectoratului. Toți pompierii vor fi la același nivel de cunoștințe teoretice și de prindere practice. Vorbim și de o consolidare a cooperării europene a salvatorilor din Republica Moldova cu cei din celelalte țări. Și dădeam și exemplu în începutul acestei discuții despre acele incendii forestiere din Grecia, la care am participat și am făcut-o cu capul sus, am reușit să ajutăm pe elene astfel încât să scape de acele incendii. Exerciții care ne ajută să fim pregătiți să ajutăm și pe alții, nu doar la noi aici în Republica Moldova. Foarte corect, să-i ajutăm pe alții, dar în caz de necesitate să primim și noi ajutorul colegilor. Avem o cooperare din ce în ce mai strânsă, din ce îmi dau seama, cu, nu doar cu acele 5 țări care au participat la acest exercițiu, pentru că îmi dau seama că poate unele țări nu au putut să-și trimită pompierii sau persoanele calificate pentru a participa. Da, avem o cooperare, cum ați menționat, în ce în ce mai strânsă și, cum am zis și eu anterior, suntem în procesul de aderare la acest mecanism de protecție civilă a Uniunii Europene. Acest fapt a fost determinat de primirea statutului de țară candidat la UE și progresăm în progresie geometrică cu pași foarte mari înainte.
Vorbeam adineauri că nu a fost un concurs, a fost o simulare, dar vrem să știm exact ce s-a făcut. Care au fost pașii pe care ați întreprins acolo? Deci, conform scenariului, în municipiul Sibiu, de fapt, denumirea, conform scenariului, a țării a fost Republica Modulistan, pentru că în România au participat și echipe naționale ale României, și deci denumirea, cum am spus, a fost Modulistan. Au fost precipitații abundente, în urma cărora, sub pericol de inundații, au fost câteva sate, în apropierea unor baraje și lacuri de acumulare mari. Și echipele, modulele internaționale au fost desfășurate pentru pomparea apei din aceste lacuri de acumulare pe distanțe foarte mari, cu volume de foarte mari, ca să diminueze riscul inundării acestor localități. Și astfel s-au întreprins anumite acțiuni pentru a încerca să stoparea, de fapt, inundării. Și atunci când vorbim de incendii, ce s-a făcut? Practic tot acest exercițiu a fost bazat pe inundații, fără stingerea incendiilor. Inundații au fost echipe, module de pompare și module de salvare cu bărci. Și inclusiv s-a întâmplat acest lucru și în orașul Sibiu sau doar în apropierea orașului? În apropierea orașului, în împrejurimile. În împrejurimile orașului, astfel încât să nu fie, la un moment dat, încurcată toată viața socială de acolo, din Sibiu. Vă mulțumesc mult că ați venit în această dimineață. Mult succes în continuare. Sper să nu fie nevoie ca tot ceea ce învățăm să punem și în practică, dar sunt sigur că dacă va exista acea necesitate, veți fi pregătiți pentru acțiunea. Ca de obicei, vă mulțumesc mult. Vă zi frumoasă în continuare.